În primele 7 luni ale acestui an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Sturza al județului Iași a înregistrat 11.125 de situații de urgență, aproximativ 54 pe zi. Din totalul celor 11.125 de situații de urgență, 286 au fost incendii, aproximativ 3%, 209 incendii de vegetație și altele, 2%, 7.659 cazuri de urgență asistate de smurt, 69%, alte situații de urgență, 348, reprezentând 3%, 2041 de acțiuni de protecție a comunităților, reprezentând 18%, și misiuni în sprijin, 114, reprezentând 1%. 706 apeluri, adică 7% din total, au fost însă alarme false. Putem aminti faptul că 394 au fost alte solicitări de intervenții pentru stingere, din care 187 deplasări fără intervenție, 125 întoarse din drum și 82 de alarme false, și 312 solicitări pentru intervenții smurt. Timpul de răspuns pentru echipajele de stingere a incendiilor s-a îmbunătățit comparativ cu anul trecut, față de perioada similară din 2023. În 2024, timpul mediu a fost mai scurt de 15 secunde. Ca și localități în care s-au produs cele mai multe incendii în primele 7 luni, trebuie să amintim municipiul Iași cu 130, municipiul Pașcan 31, orașul Hârlău 19, Miroslava 15, Ciura 13. Ca un procent între incendiile produse în mediul urban versus mediul rural, 40% din intervenții s-au desfășurat în mediul urban și 60% în mediul rural. Cauzele principale de producere a incendiilor au fost focul deschis, echipamentele electrice improvizate, coșuri și burlane de fum defecte, precum și fumatul. De asemenea, au fost și 161 de intervenții pirotehnice. 54 au fost misiuni pirotehnice de asanare, fiind ridicate și depozitate în vederea distrugerii un număr de 3177 de muniții și elemente de muniție, iar suprafața asanată a fost de aproximativ 22.954 de metri pătrați și 7 misiuni pirotehnice de distrugere. Cele mai multe cazuri au fost cele asistate de smurt. Aproape 8.000, dintre care 7.614 au fost intervențiile medicale, iar 18 au fost cele de descarcerare. Timpul mediu de răspuns la aceste intervenții a fost 14 minute și 24 de secunde, mai mare cu 17 secunde față de perioada similară a anului trecut.